Botoșani cu Șchendia din Macedonia. Până atunci trebuie să facă față acestui meci cu Dinamo, în care cei mai mulți văd Botoșanul favorită, inclusiv Cosmin Contra. Sunt și niște argumente, evident, obiective și nu doar declarații pe care le fac de multe ori cei implicați. Aici este o pasă greșită care pune în dificultate centrul defensiv. Mingea ajunge la Fabrini în stânga, italianul cade în careu și Marius Avram dă lovitură liberă pentru Botoșani. Sare Cosmin Contra de pe bancă, distanță în afara suprafeței în care trebuie să stea antrenorul unei echipe. Dar să știți că faza este chiar intrare tare acolo, în momentul în care Botoșanu se pregătea să iasă cu mingea spre mijlocul terenului. Fabrini și reține portarul Pap. Unul dintre cei care au venit la Dinamo a avut o ezitare, a avut o ezitare portarul Pap, poate și pentru că a fost obligat să iasă în afara suprafeței de pedeapsă și nu a putut respinge decât cu capul. Mingea ajunge cu șansă de la adversar, balonul în spate, sare Nemes, șutul este deviat, este corner, frumoasă acțiune. Mingea a venit rău, dar a reușit să-și așeze bine balonul, Lofosu. Și aici o pasă interesantă, Straton! Aici cred că e offside, este offside. Este offside, ocazie mare pe care o are Keita, este cea mai mare ocazie a meciului, de altfel nu știu dacă nu cumva e chiar singura ocazie a meciului. Interesant este că Fabrini a marcat 5 goluri la Botoșani, atât cât a jucat, 2 din 5 au fost în poarta lui Dinamo. Ei, bară la Sorescu! Dar reușește să trimită periculos de acolo, dar nu atât cât să se ducă și în poartă, deși balonul l-a depășit pe portarul Pap. Se demarcă Ofosu între fundașii echipei dinamoviste. Fanionul rămâne jos, Ofosu, iese Straton, poarta este goală, Ofosu centrează, gol! Dugangici! Botoșanul deschide scorul cu 10 minute înainte de pauză, din nou jucătorul croat, Așkovski, fără îndoială a căutat să trimită spre poartă aici, spre poartă a vrut să trimită Așkovski, nu i-a ieșit asta, încă o dată faza din care trebuie remarcat Ofosu cu cât calm a putut să stea acolo. Poziție bună, întârzie însă, întârzie șutul, Camara apare în poziție bună, de același nivel, Hermannstadt și Chindia, Botoșanul cu FC Argeș și Iași. Aici Petru Nemeț, Petru Nemeț, mingea trece mult pe deasupra porții, Dinamo arată ca o echipă care macină în gol. La debutul la Dinamo de Borja Vaie, profită de plasamentul, de ieșirea portarului Pap undeva la marginea careului, așa da debut din propria jumătate de teren, fantastic, dar cu câtă ușurință, cu câtă lejeritate, înseamnă să știi să lovești mingea, lasă impresia că este ceva extrem de simplu, de comod, și nu e deloc așa. Dacă te ajută glezna, talentul și calitatea tehnică, pare simplu. Uitați-vă la el. Ofosu, Ofosu, ce eroare, pasează la adversar Camara! Gata, gata, Ofosu să dea o pasă de gol. Camara, Borja Vaie, ținut, tras de tricou și va fi avertisment și roșu aici. Este cartonaș roșu pe care îl vede Cassini, dar nu înțeleg de ce nu e de acord. Iată reluarea, își trage adversarul de tricou să faci o asemenea eroare când știi că ai cartonaș galben. Camara cu stângul, Camara în brațele portarului. Și asta a fost tot, a lăsat un minut și jumătate, sigur că a fost cel puțin jumătate de minut meciul oprit aici la această lovitură.